Ne-a luat așa de cu dimineața, complicat. Bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața, vă pup. Bună dimineața tuturor. Ce ne-a adus? Ce v-am adus? V-am adus o piesă superbă pe care o iubesc din suflet. Eu mi-am adus. Ție ce să-ți aduc? Nu ți-am adus nimic. Ok, bine fie. Ce? Știi ce mă gândeam? Mă uitam la aceste bădiuțe. No, te înscrii. Mă înscriu unde? Nu le dăm așa. Nu? Te înscrii pe site și după aia intrăm în legătură directă cu tine și vorbim și cu sora sa și vedem. Ai un buddy din partea noastră. Știm ce e? Știm ce este de mult. E un băiețel, e mare deja, mai are un pic și vine. Cum știm de mult? Unde a ajuns acum medicina? Păi a ajuns, de la nici 3 luni nu avea când știam. Serios, da, am făcut un test care se face în America de ADN și... La vrăjitoare? Nu, ei, la vrăjitoare. Am crezut că aveți o vrăjitoare în America. Cu cromozomii, Y. Da, nu mai aveam răbdare. Deci avem răbdare. Băiat. Avem băiețel, avem o mare bucurie. Uite, cântam această piesă și mi se umplea sufletul de fericire, de bucurie, de... Nu știu, mă gândeam la el, mă gândeam la piesa asta, la cuvintele din piesă și simțeam niște chestii extraordinare, unice. Seamănă gravidanța cu cealaltă? Nu seamănă. Nu? Este total diferit. M-a chinuit și tave mi-a zis așa suntem noi bărbații. Aha. Deci te-a chinuit mai mult decât... M-a chinuit în primele 3 luni, am fost efectiv neom, nu știam neapărat ce se întâmplă, mă gândeam că nu e bine, era foarte bine, dar așa sunteți voi cu hormonii voștri. Așa? Și să știi că și acum sunt bine, dar nu așa de bine ca atunci când eram cu Ericuța însărcinată. Ericuța a fost mai cu minte. Mai cu minte. Și păi să știi că și ea îmi spune la fel. Mămică, nu e așa că eu am fost mai cu minte? Zic, da. Sper. Cu toate astea, în iunie ai 4 apariții? Am 4 spectacole, am refuzat vreo 3. Au fost spectacole semnate de ceva vreme și nu am știut că mă voi extinde chiar așa, știi? Nu am ce să fac, eu am sunat, am spus, dacă vreți să mă vedeți așa, vin, dacă nu, nu neapărat. Dar vreau pepene cu ceapă la... Dar uite că dorința oamenilor este să asculte o muzică bună, o muzică frumoasă și atunci nu contează lucrurile astea. Sper să fiu eu în formă, să le pot duce. Multe am refuzat, fiindcă deja câte un pic obosesc. Și mai este doar un pic și deja vine, știi? Un pic. Detalii despre concertele vedeți pe paginile Ianei. Mulțumim tare mult că deși este așa, a venit la treabă cu noi. Mulțumim. Pauză. Și eu mulțumesc.